Pentru a doua zi la rând, incidența de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara este în scădere, astăzi coborând la 7,94 la mie de locuitori, cu 0,16 puncte procentuale mai puțin ca ieri. Cea mai mare rată de incidență rămâne la Brănișca, de 19,71, dar aceasta este în scădere, cu aproape 7% față de ziua anterioară. Satul de reședință omonim al comunei Brănișca este în carantină până în data de 8 noiembrie, iar vineri, după efectuarea analizei de risc, se va decide dacă măsura va fi prelungită cu încă o săptămână sau va fi ridicată. Situația de la Brănișca, știm că este satul de reședință, este carantinat până cel puțin luni, 8 noiembrie. Ce se întrevede în această situație? Vom face o analiză de risc vineri, să vedem dacă evoluția este, să zic așa, către scăderea numărului de cazuri și în funcție de analiza de risc vom lua decizia de a prelungi sau nu cu 7 zile carantina la nivelul localității Brănișca. La nivelul județului Hunedoara, în 44 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale, incidența de infectare cu SARS-CoV-2 este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, între acestea fiind și 13 localități urbane. Orașul Aninoasa este singura localitate urbană din județ în care incidența este cuprinsă între 3 și 6 la 1000 de locuitori, la fel ca și în 16 comune. De asemenea, mai sunt 6 așezări rurale cu incidență mai mică de 3 la 1000, printre acestea fiind și comuna Zam, a cărei localitate de reședință a fost recent în carantină timp de 21 de zile. În comunele Bătrâna și Lelesea, a căror populație cumulată este de sub 500 de locuitori, nu sunt raportate cazuri de COVID-19.